Astăzi o să vă arăt cum să desfac ștergătoarele la Logan. Dacă vrei să schimbați brațele, unele au început în 2007, 2008, 2009, încă ale mele sunt bune, au început să ruginească partea asta. Și doriți și al meu aici, ăsta, din partea asta. Începuse, i-am dat eu cu puțină vopsea, dar văd că a dispărut chiar vopseaua. Aici în capăt la fel. Și dacă doriți să desfaceți brațele și găsiți unele la dezmembrări sau noi și sunt mai bune, cam așa să se dau jos. Tragem de acest capac. Capacul ăsta e de plastic. Îl scoatem, cam așa arată. El vine sub chestia asta care culisează și se clipsează în acești două gheare aici sub. Desfacem acest capac ca să avem acces la șurubul ăsta. Șurubul ăsta cu tubulară de 13 îl desfacem. Nu se desface greu, se desface ușor. După care ridicăm ștergătorul, mișcăm ușor ca să își dea drumul după acele caneluri, mișcăm ușor stânga-dreapta, după care tragem și a ieșit. Este puțin mai greu. Nu știu dacă se vede. Să vedem dacă focalizează. Vedeți? Are aceste caneluri unde vine băga ștergătorul atunci când se învârte să nu patineze. De aceea sunt aceste caneluri. Dacă doriți să scoateți și asta de plastic, doar ridicați de el. Cam așa arată și bucșa asta. La celălalt, la fel, ridicăm capacul, îl scoatem. Le las puțin aici pe masă. La fel, cu cheia de 13. Tubulară, desfacem rugelul. După care încercăm să tragem în afară ștergătorul. După poziții. L-am scos. Desfacem și buxa de cauciuc, de plastic. Un plastic din asta mai moale, care vine clipsată fix aici, în șaiba asta. Trebuie curățate canelurile astea, că au oxidat, văd. Așa. Cam așa se desfac ștergătoarele la Logan. Uite, cam în stilul ăsta. Cam în stilul ăsta se face și partea asta de aici. Exact cum e aici. Oxidează și se duce vopseaua după ele și sunt urâte. Exact așa. Eu acum le-am dat jos ca să le curăț și să le vopsesc puțin. Se desface destul de ușor. Nu este greu de desfăcut. Cu o tubulară de 13, nu mai decât le dai jos. Și poți să le schimbi. Foarte simplu.